Conducerea clubului din Mioven și Banca Tehnică a echipei de fotbal au stabilit programul de pregătire al galben-verzilor din această iarnă. Astfel, fotbaliștii lui CS Mioven vor avea reunirea lotului pe 13 ianuarie, pentru ca a doua zi să se facă vizita medicală și apoi testul COVID. Apoi, pe 18 ianuarie, se va pleca în cantonament la Poiana Brașov, unde se va sta până pe data de 29 ianuarie. Între 1 și 20 februarie, pregătirea se va face pe plan local, primele două săptămâni fiind rezervate pregătirii tehnico-tactice de iarnă, iar ultima săptămână fiind rezervată pregătirii primului meci oficial, cel de pe 20 februarie, cu CSM Slatina. În toată această perioadă de pregătire de iarnă se vor disputa și șase meciuri amicale, două în cantonamentul de la Poiana Brașov, adversari fiind cel mai probabil Râșnov și Zărnești, și alte patru după venirea acasă, la fiecare 3-4 zile, adversari fiind Cesea Fumați, Metaloglobus, Unirea Bascov și Rapid.